Tudor a făcut dovada excelenței muzicale, e decanul de vârstă al concurenților din această seară. E membru al Colegiului Pro și al Fundației Remember Enescu. Încă din 2005 este acompaniatorul la pian al maestrului Dan Iordăchescu. Ia zi, cum e? Este nemaipomenit să am plăcerea să colaborez cu un asemenea om și asta este. Cum e? Îți dă libertate? Te terorizează? Nu. Este alături de mine, mă susține când mai avem concerte și este un om foarte, foarte bun. Bun. După 2000 participă la Olimpiadele Naționale, la care obține premiile 1 și 2. Ești mai liniștit? Da. Ok. În 2003, la Olimpiada Națională de Muzică și Coreografie de la Brașov, obține premiul 1 și premiul special acordat de Fundația ProMuzica. Participă cu regularitate la diferite concursuri interne și internaționale de renume. În 2000, concursul internațional de pian Maurice Chaillon în Franța, unde este recompensat cu premiul 2. În 2001, la concursul internațional Giovanni Talenti la San Bartolomeo al Mare, în Italia, premiul 1 și medalia de aur. Dacă ar ajunge la Viena, ar vrea să vadă opera și Palatul Schönbrunn. Îi plac teatrul, istoria și călătorile. Doamnelor și domnilor, seniorul de vârstă al acestui concurs, Tudor Dan Scripcariu. Muzica înseamnă totul. Fără muzică, fără pian, nu cred că ar mai fi viața la fel. Ar fi plictisitoare și nu pot să mă despart de pian absolut deloc. Vreau să ajung pianist concertist la cel mai înalt nivel și să reușesc să mulțumesc tot timpul pe toată lumea, inclusiv pe mine, cu realizările făcute.
Mulțumim domnului Tudor Dan Slipcariu.